Rata de promovabilitate la bacalaureat a fost de 68,27% în neamț înainte de contestații, ușor mai bună decât cea înregistrată în sesiunea de vară 2018, dar mult sub cea din urmă cu 2 ani, când procentul era de 73,25%, tot înainte de contestații. Examenul de bacalaureat din anul acesta a ridicat iar semne de întrebare în privința sistemului de învățământ, iar ministrul educației a pus problema polarizării acestor rezultate, considerând inadmisibilă situația de față când unele colegii sunt fruntașe la promovabilitate, iar alte licee nu ating nici măcar un barem de câteva procente. Eu am vorbit mereu de faptul că școala românească s-a polarizat, poate excesivă este această polarizare. Adică într-o parte avem școli excepționale unde promovează toți examenul de bacalaureat și ele, aceste școli, sunt în sistemul românesc de învățământ și în partea cealaltă școli în care performanța este mult mai slabă. Ceea ce trebuie să facem este să încercăm să aplicăm măsuri diferențiate. Nu putem să mergem cu aceleași măsuri acolo unde performanța este atât de diferită. Și probabil că asta vom face. Probabil că o să aducem în discuție și ideea unui curriculum diferențiat. Curriculum diferențiat presupune și diferențierea evaluării. Deci în următoarea perioadă de timp o să vorbim mai mult despre aceste lucruri și sigur după ce se termine și perioada de contestații o să încercăm să facem o evaluare la sânge a rezultatelor și sigur să încercăm să promovăm și măsuri care se impun. Se aduce în discuție din nou înființarea de școli profesionale. Deocamdată un elev care ia media 1 la evaluarea națională devine oricum elev de liceu, iar rezultatele lui slabe au efecte pe termen lung. În urmă cu câteva luni de zile am început să promovăm școala profesională, pentru că nu toți au abilități teoretice să facă față unor exigențe, așa cum sunt ele, cele generate de curriculumul liceal. Dar nu este rușine să ai o meserie, să faci bine o meserie este un lucru foarte bun, pentru că cei care astăzi n-au promovat bacalaureatul sunt cei care au intrat în liceu cu medii sub nota 5. Uneori, pentru că am făcut această analiză, uneori au intrat cu note între 2 și 4. Decalajele sunt așa de mari încât sunt irecuperabile pe parcursul anilor de liceu. Sunt 3 medii de 10 în județul Neamț, cel puțin la prima strigare, înainte de contestații. Rezultatele finale ale ediției 2019 a bacalaureatului vor fi anunțate pe 13 iulie.